Vă spun și eu bună ziua! Mă numesc Pavel Grăjdaru, sunt păstor executiv al acestei biserici. Vă salut pe dumneavoastră cu mult drag, cu mult respect, vă port respectul și stima fiecărui dintre dumneavoastră și permiteți-mi să salut și pe cei care ne urmăresc la postul de televiziune, sunt partenerii noștri, au îndrăgit uh, emisiunile noastre, Domnul să-i binecuvânteze și pe ei, să apreciem, îi iubim și ne rugăm și pentru ei. Domnul să-i binecuvânteze pe noi toți! Amin! ajută Doamne! Așa după cum știți, la Marea Zi a Prietenilor, noi am oferit posibilitate publicului dumneavoastră să puneți întrebări, mai bine zis, să vă dați cu părerea ce subiecte doriți ca să ascultați din partea păstorilor, să fie predicate, care sunt lucrurile, temele care vi le doriți ca să, să fie abordate în cadrul adunărilor Bisericii Philadelphia. Așa se face că avem această afirmație. Dumneavoastră ați întrebat, iar de aici se răspunde. Și duminica trecută s-a discutat despre relații sănătoase. Multe persoane au cerut ca să discutăm, să vorbim despre relații sănătoase și am, am pus punct, am clarificat că relațiile sănătoase pot fi dezvoltate unde? Spuneți dumneavoastră tare în cadrul grupurilor mici. Biserica Philadelphia oferă aceste grupuri mici unde putem să dezvoltăm relații sănătoase unii cu alții. Noi avem nevoie de socializare, avem nevoie unul de altul, avem nevoie de mediu. Iată din ce cauză insistăm. Invităm fiecare să facă parte dintr-un grup mic. Și bineînțeles că am, am studiat, am învățat, am clarificat că, de fapt, acest lucru l-a făcut Domnul Isus Hristos. El a avut părtășie, el a avut relații sănătoase cu cei 12 ucenici ai lui. Au stat la masă. Și au petăcut mult timp împreună și se priveau față în față. Nu așa cum suntem aici, cei din spate văd doar ceafa celor din față. Da? Și biserica primară, biserica din primul secol, biserica oamenilor credincioși au, au avut organizat, s-au organizat în biserică de casă. Se adunau în casele oamenilor credincioși pentru socializare pentru relații sănătoase. De aceea, dragii mei, cu toată inima vă îndemnăm să faceți parte dintr-un grup de ucenici în cadrul Bisericii Filadelfia doar trei luni. Sigur că au fost multe întrebări. Multe întrebări la care urmează să, să dăm răspunsul pe parcursul uh, duminicilor care stă în față. Unii au întrebat, alții n-au întrebat. Sunt și de, și de acești oameni care n-au întrebat. Dar at au venit la adunarea Bisericii Philadelphia. Unii au venit la Biserică nu că au pus o întrebare și vor răspunsul, Ce au venit la Biserică pentru că le place anumite lucruri din adunare. Spre exemplu, la unii le place și muzica. Cui îi place muzica? Vă rog să faceți de mână. Da, suntem bucuroși că vă place muzica Altul are un prieten în locul acesta, a venit să se întâlnească cu acel prieten Altul îi place socializarea, de ce nu? S au găsit aici amabilitate, oameni buni, oameni cu care poate discuta Nu știu, poate unii au venit să se căsătorească Băieți, ce ziceți? No? Fete bune avem în biserică și băieții buni caută fete bune Doamne ajută-și la asta! Să fie făcută cu multă înțelepciune. Dar ascultați ce vă spun, dragii mei. Oricare ar fi motivul că ați venit la biserică, ați făcut un lucru bun. Fie că ați pus o întrebare, fie că n-ați pus o întrebare, ați făcut un lucru bun. Și, de fapt, venitul la biserică, faptul că veniți duminică de duminică, este un obicei bun. Vă felicit pentru acest obicei. Da? Ce ziceți? Avem noi obiceiul acesta? E bun obiceiul acesta să vii la biserică? E bun sau nu? Este un obicei bun. Nu luptați cu toate obiceiurile, pentru că sunt obiceiuri bune. A citi Biblia este un obicei bun. A te ruga lui Dumnezeu este un obicei bun. Apropo, se spune despre Daniel, avea un obicei bun. De câte ori se ruga pe zi? De trei ori pe zi. Un obicei bun și n-a renunțat nici în momente grele din viața lui și atunci chiar când a fost încercat. Ei, dragii mei, așa după cum sunt obiceiuri, de obicei nu avem multe obiceiuri, sunt în viața noastră obiceiuri bune pe care noi vrem să le promovăm, pe care vrem să le luăm în considerare și sunt obiceiuri rele. Nu e așa că noi vrem să le urmăm pe cele bune? Și să evităm cele rele, să evităm uh, lucrurile care, obiceiurile care duc, ne duc viața la rău. Și, de fapt, obiceiurile rele încep de la, de la faptul că sunt curios să fac un lucru. Și acea curiozitate care este repetat și duce, aduce, uh, ajunge la un obicei, ajunge în cele din urmă la o dependență. La o dependență. Care a fost întrebarea publicului? Este cum să scăpăm de anumite dependențe în viața noastră. Suntem atât de bucuroși, ca și familie spirituală, ca și biserică, ca și echipă pastorală, să vedem un număr mare de oameni care vin la adunările bisericii Philadelphia, lăudat să fie Dumnezeu. Doar, cum se spunea, săptămâna aceasta. Sute de oameni au fost în locul acesta, peste 800 de oameni, doar în locul acesta au auzit Evanghelia și au dedicat viața lui Isus, au ridicat mâna, au ieșit în față, au plâns și au dorit ca să fie schimbată viața lor. Dar, do dragii mei, unii dintre ei vin duminică la adunările bisericii, noi ne, noi ne bucurăm așa de mult, dar ei recunosc că au o problemă. Și în formulare de comunicare ne comunică nouă că vreau să mă eliberez în viața mea. Înțeleg că am o problemă, pentru că aceste dependențe duc la rău. Apropo, într-un fel noi toți suntem dependenți. Nici un om în această lume nu este independent, deși noi ne dorim independența. Și visăm la independență, dar nu toate independențele sunt bune. Spre exemplu, dependența noastră a tuturor este vă dau doar câteva, dependența de mâncare. Dacă nu am mânca, am trăit? Nu zic acum să ne să mâncăm mult peste măsură, dar dependența de aer. Nu? Noi de, toți dependem de aer. Nu poți să spui că eu sunt independent. Du-te pe lună. Mută-te dacă nu ai nevoie de aer. Toți avem nevoie de căldură. Ei, sunt anumite dependențe în viața noastră care ne s-au oferit prin creație. Dumnezeu ne-a creat să depindem. Și în cele din urmă, omul a fost creat pentru dependența lui de creator. Dar omul de întotdeauna și-a dorit independență și a ajuns rău. A ajuns rău. Și este atât de bine când oamenii își dau seama Că anumite lucruri rele pun stăpânire pe viața lor și trebuie să scape de ele. Dependența rea, nu ne-am născut în ea. Dependența rea este alegerea mea, este alegerea ta. Oamenii au, ajung în dependență prin faptul că au ales într-o zi lucruri care nu sunt bune, lucruri care nu le duce viața la bine. Acele lucruri sunt mai, mai, sunt numite vicii, care pun stăpânire pe noi, care ne leagă, care ne stăpânesc și care ne, ne fericesc. Ar vrea să vedem ce spune Biblia despre acest lucru și anume dependența rea sau viciile, cum mai sunt numite între oameni. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Sau oare nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Această frază scoate în evidență că nu toți oamenii vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu, Pavel, a fost inspirat să dea o listă și spune Nu vă înșelați, oameni buni! Pentru că preotul la mormântare vrea să-l dezlege pe omul care a fost rob toată viața lui. Și îi cântă și face o rugăciune ca să-l dezlege și să-l trimită în locul de verdeață. Nu vă înșelați, nu merge, nu este corect. Nu vă înșelați nici cei desfrânați, nici cei idolatri, nici cei adulteri, nici bărbații care practică prostituția, nici, nici homosexualii, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici bărfitorii, nici tlharii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Noi trebuie să primim acest cuvânt așa cum este scris. Cuvântul acesta este clar. Dumnezeu ne ajută să înțelegem care categorie de oameni nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Sunt vicii, sunt lucruri rele care le distrug viața acestor oameni și nu au nicio șansă, dacă rămân așa în felul acesta, să ajungă în cer. Dar ascultați spre iubiților, vestea bună Vestea minunată, vestea Evangheliei este că la Dumnezeu este rezolvare. Spuneți mine. amin! Și apropo, dacă ne uităm la această listă, ea poate fi continuată? Poate sau nu? Sunt, niște, sunt dependențe, da? Sunt dependențe. Lăcomie, de beție, de curvie, de prostituție. Vedeți? Noi oamenii am evoluat în multe. Am ajuns în secolul 21, suntem oameni contemporani, suntem oameni sofisticați, suntem oameni tehnologici. Suntem oameni moderni și totuși viciile care au stăpânit pe oameni cu mii de ani în urmă, îi stăpunește și astăzi. Diavolul are aceleași metode de a ține pe oameni legați. Ba, mai mult ca atât a inventat, odată cu tehnologia, odată cu cu trecerea anilor, și diavolul a inventat tot felul de vicii. Ca să se poată prinde pe oameni în ele. Spre exemplu, viciu de fumat, dependența de tutun, câți oameni, câți bărbați, câți femei deja nu pot scăpa. de deci, Cunoașteți și voi astfel de persoane? Da, eu cunosc. Cunoașteți și voi? Da? Dependența de superfiante, superfi, de droguri. Sunt oameni care dependenți de droguri. Dependența de pornografie. Dependența de calculator mai recent, mai modern. Citeam dependența de jocuri de noroc. Uitați-vă ce se face în Chișinău, peste tot, da? Îți spune, te invită să calci pragul acolo, să joci norocul. Dar când îți și joci norocul, îți joacă ei festa, în felul acesta ajungi să nu te mai poți elibera de acest lucru. A venit un bărbat în locul acesta, la Biserica Philadelphia, și l-am cunoscut, i-am cunoscut povestea, întâmplarea lui era, era derutat, mai vine din când în când și zice, am avut apartament la Buicani, aveam un lucru bun, aveam bani, aveam un lucru care mi-a ducea profit bun, nu știu cum, printr-o împrejurare, cu un prieten, am ajuns la un casino și acolo am fost invitat să joc la casino. Mi-a plăcut. Ce interesant este că primele, prima oară, prim, a doua oară, am câștigat și am câștigat bine și am mai vizitat acel local de câteva ori. Mi s-a făcut o plăcere. Am făcut un obicei și din acel obicei am ajuns să fiu dependent de jocurile de noroc. Să uita în ochii mei și spunea, eu am avut bani pentru două apartamente în oraș. Am pierdut totul, de ce? Pentru că în momentul când am jucat la sume mari, o trebuie să mă achit, de altfel viața mi era în pericol. Am dat banii care am avut și inclusiv apartamentul din Buicani. Nu m-am oprit aici, știam că nu merg bine. Nu putem deja să mă eliberez. Mintea mea zi și noapte juca. Mă gândeam tot la joc, mă gândeam tot să mă duc să mă joc. Orice bani care se aduna în buzunar, mergeam acolo. Și mai rău, mi-a zis, casa părintească e pus în gaj. Casa părintească deja nu este a mamei. Ei așteaptă ca mama să moară și casa să intre în posesia lor. N-am nimic, am pierdut totul. Oameni buni. Pentru unii să fie ca informație, pentru alții este ca și o soluție din partea lui Dumnezeu. Aceste lucruri nu sunt bune. Dar ascultați ce spune Dumnezeu, ce spune Biblia în continuare. Și așa era unii dintre voi. Cum erau unii dintre voi? Dependenți de prostituție, dependenți de adulter, hoți, lacomi și așa mai departe, bârfitori, oameni care erau robiți de în fără de legile lor. Și așa era unii dintre voi. Cei care veniți la adunare, la biserica aceasta sau la altă biserică, nu e așa că când vii la Biserică ți se pare că toți oamenii sunt așa de buni, sunt așa de drăguți, sunt așa de, de bravi? eu când am venit la biserică pentru prima dată mi s-a părut că totul se, selectiv, este cei mai de treabă oameni din această lume și este adevărat, Dumnezeu te face om de treabă dar fiecare venim cu bagajele noastre din trecut, dragii mei pentru că venim dintr-o lume fără de Dumnezeu, acolo Dumnezeu ne, ne, ne face să înțelegem că avem nevoie de El venim la biserică, dar venim cu unii cu trecuturi mai murdare alții mai puțin murdare deschidem bagajele și unii bagajele noastre sunt pline cu răutăți, cu lucruri care le-am agonisit și nu știm ce să facem cu ele. Și venim în biserică, și aici are loc transformarea, aici are loc întâlnirea cu Cel care te poate elibera. Lăudați să fie Dumnezeu. Și spune Biblia, dar ați fost curățiți! Spune: Curățiți! curățiți. Vă mai imaginați unul care nu este e liberat, are un viciu, are un lucru care îl depraviază, poate fi curățit. Ați fost sfințiți, ați fost îndreptățiți în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru, lăudat să fie Dumnezeu. Iată de ce noi ne rugăm, oameni buni, ne rugăm pentru sănătatea oamenilor, dar ne rugăm și pentru eliberarea lor din robia diavolului, pentru că El este, el este expert a pune Piedici, a pune capcane oamenilor în care să cadă și să rămână acolo victimele lui. Ce face? Ce, ce, ce daune aduc aceste vicii? Ca să înțelegem, mă bucur că sunt aici, tineri și tinere, Ei, eu m-aș bucura ca pentru voi aceste lucruri să, să nu fie realități. Să vă păziți, viața vă stă în față, dragii mei. Nu, nu mergeți de a experimenta lucruri. Care vor duce în, în obiceiuri rele, în dependențe, în vicii care vă destrug viața. În primul rând, îți pierzi scopul. Ajungi să nu mai știi pentru ce trăiești. Nu știi încotro să o apuci. Scopul tău, scopul vieții tale, se ratează. Vă imaginați? Și același calculator poate să pună stăpânire și, în mod special, tânăra generație abuzează de calculator. El este o invenție bună. Faci o treabă bună la el. Dar dacă el pune stăpânire și controlează zilele tale, nopțele tale, totul în viața ta, rețele de socializare, ele sunt de asemenea bune, dar pot fi o cursă enormă. Pentru că nu mai ai timp de altceva decât să-i spui când mănânci, când te scoli, unde te duci, unde vii și mai departe. Dar tare de seamă, nu ești concentrat pe scopul vieții tale, perstim, timp, per timp și apoi îți găsești prietenii virtuali care nu sunt adevărați prieteni, te înșeli că ai prieteni, trăiești niște iluzii moderne care de fapt nu sunt realități, Pe scopul, ce fac vicile în viața omului, pierde sănătatea și relațiile sănătoase. Orice fumător știe că își pierde sănătatea. Orice om care ia tutunul sau ia, ia alcoolul știe că se ruinează viața lui. Și apoi cerșește de la medici, vă rog, cât costă, faceți ceva, nu mă lăsa. Ei, Dumnezeu să a dat darul sănătății. Slăviți să fie Domnul! Ține la darul sănătății, dragul meu. Ține la o viață bună. Ține la sănătatea vieții tale, care este darul lui Dumnezeu. Nu da trupului tău o travă. Nu da sufletului tău ceea ce nu este bun. Relațiile sănătoase, pierzi relații sănătoase, vei pierde adevărații prieteni. Dacă, încerci, dacă încerci doar să droghezi sau să ai legături cu anumite vicii mai departe, ascultă, vei pierde adevărații prieteni. Vei pierde oamenii tăi buni. De ce? Pentru că nimeni nu vrea să se asocieze cu tine. Ești periculos deja. Nu-i normal. Nu, nu pot deja să, să, fim, să fim foarte apropiați. De ce? Pentru că îndeletnicești cu alte lucruri. Ce pierzi prin aceste vicii? Timpul și banii. E drept sau nu? Pierzi timp și pierzi bani. Pierzi fericire. Pierzi libertate. Multe lucruri care le pierzi. Ei, acum nu vreau să... Totul acesta nici mie nu-mi place. Perd, perd, perd. Oamenii pierd multe. Dar nu-mi place să mă opresc aici. De ce? Pentru că sunt soluții. Sunt soluții bune. Hai să vedem câteva sfaturi practice. Unul este identifică care este problema ta. Identifică care este problema ta. Dacă ai o problemă, o situație, ai ceva care pune stăpânirea pe tine, recunoaște acel lucru. Ca să nu fie prea târziu. Recunoaște că ai o problemă, fie imorală, fie una da, de alcool, fie una de tutun. Recunoaște. Se începe schimbarea în momentul când omul recunoaște că are o problemă. Dumnezeu vrea să se implice, dar tu trebuie să recunoști că ai o problemă. Dacă nu ai păcat, Dumnezeu nu iartă acel păcat. Dacă nu recunoști păcatul, nu iartă Dumnezeu. Identifică acest lucru. Doi, evită singurătatea. Se spune, specialiștii spun că în momentul când omul rămâne singur, când el este izolat, în general, omul n-a fost creat să fie singur, el și umbra lui. Dar în momente când omul se izolează, în cap îi vin cele mai multe prostii. Diavolul îl, îl cercetează și îl, îl, îi vine, îl, îl asistă și îi aduce prostii în capul lui. Vă aduceți aminte? Adam, da? Eva. Vă aduceți aminte? Eva când era pe, pe acolo, a venit diavolul. El știe când să te atace. De atât de ce toți specialiștii spun nu este normal să te izolezi. Nu este normal să fii singur, nu este normal să, 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 să rămâi în problema ta, să lupți în problema ta. Zilele acestea ascultam la radio și, de fapt, cred că și, și voi ați ascultat, în, în țară se discută problema Republicii Moldova. Deci, o situație a apărut în, în, în discuția presei este că în fiecare zi, în Moldova, se simiucide o persoană. Ați auzit la, la știri? Nu? Se discută această problemă. Sigur că problemele sunt diverse din ce cauză, fac acești oameni acest pas, dar singurătatea te omoară. Cei mai mulți o fac pentru că au ajuns la cumpănă, au ajuns ca să nu aibă pe nimeni și ajung să își pună capăt zilor. Este, este penibil. 3. unește-te cu oamenii buni. Dacă identifici acea problemă, unește-te cu oamenii buni, pentru că dacă te unești cu oamenii răi, vei ajunge mai rău, unește cu cei buni. Vei pune întrebarea, dar unde să-i găsesc? Ai găsit adresa bună la biserică. Uite în stânga, uite în dreapta, sunt oameni buni. Nu sunt oamenii perfecți. În locul acesta sunt oamenii care vor schimbarea. Nu sunt oamenii care n-au trecut murdar, dar oamenii aceștia părăsesc trecutul lor murdar și își încredințează viața în mâna lui Dumnezeu și unește-te cu oamenii buni. Fă-te prieteni cu oamenii buni, pentru că cel de-al patrulea lucru este socializează. Și în Biserica Filadelfia noi punem la dispoziție aceste, aceste, grupuri de ucenici, grupurile de casă care te, îți faci prieten și care vei putea spune nevoia ta să ne rugăm pentru tine, să te roști tu singur, să citești Biblia. În felul acesta formezi un cadru sănătos în care tu începi să trăiești un nou stil de viață. Și un alt sfat este implică în activități. Dacă stai, stai pe banca de rezervă, dacă stai fără treabă, dacă pierzi timpul, dacă îți faci mult timp liber, dragul meu, te asigur că vei ajunge rău. Nu este bine să ai mult timp liber implică-te tu, implică copiii tăi în felul acesta nu ne găsește diavolul fără treabă ne dă Dumnezeu, ne luăm noi anumite lucruri care să le facem pentru Dumnezeu dar acum cineva ar putea să spună ați putea acum să mă contraziceți și, -o, și -o aveți dreptate să spui ei domnule Pavel am încercat lucrul acesta tu îmi spui că eu să mă asociez, să, să identific problema. Am identificat-o, știu care este problema aia. Iată de ce vin la biserica Philadelphia. Vin în locul acesta pentru că am o problemă. Da, vin la această biserică, mi-am făcut anumiți prieteni, ba mai mult ca atât, am fost la un grup de casă, la un grup de ucenici, o dată sau de două ori, și nu merge, nu merge. Ce să fac? Ce să fac acum? Și răspunsul meu este, și ceea ce cred din toată inima este, de ce nu merge? Îți dau răspuns, de ce nu merge? Răspunsul este, implică-l. Implică Pentru că este factorul principal, lipsește factorul principal în toată treaba aceasta. Implică-l pe Dumnezeu, implică-l pe Isus Hristos, implică pe Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, Ascultați Evanghelia după Ioan capitol 8, versetul 31. Atunci Iisus le-a zis iudeilor care crezuseră în El. Și tu ai crezut în Iisus. De ce tu vii la această biserică? Nu că ești ateu. Tu nu negi, tu recunoști, tu ești conștient. Da, poate nu, e, nu vii duminică de duminică, nicio problemă. Nu te învinuim, ești pe calea cea bună. Iisus a spus iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, atunci sunteți într-adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va elibera. elibera. Și în continuare, deci dacă fiul vă eliberează, veți fi cu adevărat liberi. Lăudat să fie Dumnezeu. Iisus vorbea despre o eliberare care nu este în putința omului, care nu este în nu pot eu, cât de conștient n-aș fi, să mă eliberez. Este vorba despre eliberări de care numai Dumnezeu poate să se ocupe de ele. Ce fel de eliberări? Da? Isus, ca și eliberator, El ne eliberează de suprobia păcatului. Ascultați, dragii mei, de ce oamenii nu pot să părăsească vicile lor? E vorba despre natura păcătoasă. Păcatul din mine cere aceasta, urlă. În momentul când vreau să spun nu, nu pot. De ce? Pentru că cel ce este în mine este mai tare decât voința mea. Voința mea este robită prin păcatul care este în mine. Iată de ce nu pot să mă eliberez. La orice ocazie, la orice țigară, la orice păhar, la orice femeie, cedez cedează voința mea, nu pot. Am nevoie să mă elibereze Isus. Isus este eliberatorul, lăudat să fie Dumnezeu. Ce face Domnul Isus Hristos? Isus mă eliberează de superstiții. Că noi uneori înțelegem că doar păcatele grele. Uite, noi vorbim despre curvie, nu sunt curvar și nu sunt prea curvar și nu, am, nu, nu fac alte probleme. Dar, ascultați, o altă problemă modernă este că lumea este stăpânită de acest demon care îi injectează pe oameni, superstiția care le conduce viața oamenilor. Iisus spunea, dacă rămâneți în cuvântul meu, pentru că el este adevărul, acest cuvânt al meu vă va face liberi. Și dacă Fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Iată adevărata libertate. Să nu crezi orice zodiac, orice zodiac, nici un zodiac, să nu crezi horoscopul, să nu crezi vorbele babilor și, și acelor care pot să afecteze viața ta, viitorul tău, destinul tău. Eliberează-te, crede cuvântul lui Dumnezeu. Superstițiile sunt rele, sunt destructive, nu este bine să te, un, să te unești cu ele. Și Isus, e liberatorul a demonismului. Deci l-am pus a demonilor, a demonismului, a influențelor rele care bântuie în această lume. Biblia vorbește despre două lumi în care, care există în acest univers. Este lumea spirituală și lumea materială. Noi trăim într-o lume materială, dar cu sub influența lumii spirituale. În lumea spirituală, este Dumnezeu și este cel rău care se luptă pentru lumea materială. cui tu îi vei aparține? cui tu îi dai votul azi și mâine? Deci, cine să-ți controleze viața? cui îi dai ușa deschisă? cui îi dai manierul la ușă să intre în viața ta? Iată de ce. Isus este liberatorul dacă, dacă, dacă îi dai voie. Îi dai voie. Ce trebuie să faci? Foarte simplu. Hai să spunem tare. Ce să facem? Alege. Alege. Eu am ales pentru mine. Eu am ales pentru mine. Am spus-o și la primul schimb. O spun pentru prima dată în biserică. La 19 ani m-am întâlnit cu Isus. Dar până la 19 ani, viața mea începea să fie legată, legată, legată de, de vicii de probleme personale. În casa tatălui meu nu s-a fumat niciodată. La părinții mei nu s-a fumat. Tatăl n-a fost fumător, bunelul meu n-a fost fumător. Uh, uh, frații lui tata n-a fost fumător. Neamul nostru nu fumează. Eu nu știu cineva, nici verișorii noștri nu fume, mei nu fumează. Cred, cred că nu, nu, cunosc pe cineva să fumeze. Când am ajuns adolescent, tata spunea, te rog să nu fumezi în viață. Auzi, uite la mine, să nu fumezi. Pentru că era perioada când trebuia să plec de acasă, perioada când trebuia să merg la școală în altă parte și tata se îngrijora, mama se îngrijora și ce credeți, am mers la colegiu și acolo... Băieții au văzut că băiatul ăsta nu bea și nu fumează. Și-au mers un an, și-au mers doi, și-au mers trei. Dar în anul patru m-au atacat. Enorm m-au atacat. Da? M-au... Știu și unde. Eram... Eram, încă la lucru la tutun, pe deal. Și acolo era posibilitate de făcut gavana, da? Și iată ei făceau gavana și hai să-l învățăm pe Pavel să fumeze. Și eu spun, eu, eu nu, eu nu vreau, eu nu vreau. Dar mi se părea că dacă încerc, tata e la spate să mă vadă. Ei, până în cele urmă, până ce am încercat o dată, și am încercat a doua oară, și cu păreri de rău, m-am trezit că am început să fumez dependent de tutun. Când mi am, am dăruit viața lui Isus, în jur de un an de zile deja consumam țigări, bineînțeles, pe ascuns, m-a chemat tata la o discuție. Pentru prima dată am văzut că tata plânge pentru mine, pentru că a înțeles prostia mea și unde mă îndrept. Dar atât de mult îmi place că n-a trecut mult timp după aceea și am auzit Evanghelia lui Isus. Iar această Evanghelie m-a eliberat. Lăudat să fie Dumnezeu. Auzi, Dumnezeu te eliberează orice posesie demonică, obicei rău, viciu ar venit peste viața ta. În locul acesta a venit un bărbat însoțit de soție, de, de cumnat și mi-a mărturisit. Peste 40 de ani a fumat, a consumat țigări de la vârsta de 6 ani și auzind, intrând at, în atmosfera de, de biserică, rugându-se în locul acesta, cerând ajutorul Lui Dumnezeu, în acea zi s-a decis să-L urmeze pe Domnul Isus, să-și dăruiască viața Lui Isus. Mai târziu spunea, am ieșit pe pragul bisericii, am aruncat din buzunar țigările, pachetul cu țigări și nu m-am mai întors la el. Spune, eu de atâtea ori am încercat. În mașina mea nu se mai terminau bomboanele. Și când mi a fuma, tot vâram două în gură, soția nu mai înceta să mă cicălească și să spună, dar mai poți, mai ai? Totul miroase. Vreiam și eu vream eliberarea. Nu puteam. În cele din urmă, Dumnezeu l-a eliberat prin puterea Lui. Lăudat să fie Dumnezeu. Dragii mei, iată de ce noi spunem. Sunt aici unii care au fost eliberați și sărbătoresc, celebrează. Sunt unii care vin în urma noastră ca să celebreze eliberarea lui Isus. Depinde de tine, de alegerea ta. De alegerea ta depinde acest lucru. Vă place acest? Ei, acesta este un vultur. Ce ziceți? Ce ar vrea acest vultur? Pare Parcă penea are, nu? Mâncare i dă. De... Sunt sigur. E la, la, un, la un zoo unde merg oamenii să vadă acest vultur. Dar scopul pentru care a fost creat acest vultur nu este să stea în cletcă. Sunteți de acord? Oricât ar încerca el să iasă de aici, nu are cum, nu are putere. Deși ciocul lui e tare, nu? Orice un înfibge se simte. Totuși sunt sigur că acea cușcă e făcută în așa fel ca să nu poată ieși de acolo. Ca să poată ieși de acolo este o singură soluție. Ce să fie? Să vină cineva să-i deschidă ușa. Da? O mână din exterior să-i deschidă ușa. Pentru ce? Pentru ca să-și să -și ia zborul. Uite, asta este omul. Putem să rămânem în cușca în care ne-a legat diavolul și să stăm acolo și deși suntem admirați de cei care ne vizitează, acasă și la muncă și se bucură de anturajul nostru, noi nu ne împlinim scopul pentru care a fost creați. scopul pentru care tu ești creat, dragul meu, să fii liber, spune liber! liber. Eu sunt liber, să fii liber, să zbor la înălțime! Vulturul e creat să-și întinde aripile, să zboare, este o creatură minunată a lui Dumnezeu, care măcar nici nu-și face cuibul printre cioburile de, de jos, își face la înălțime, aer curat, aer proaspăt, mai aproape de Dumnezeu. Tu ești creat de Dumnezeu să zbori. Tu ești creat de Dumnezeu să înfrunți ceea ce diavolul vine să distrugă în viața ta. Eliberează-te prin puterea lui Isus. Implică-L pe Isus unde? Implică-L și identifică problema ta cu El. Recunoaște-o. Nu mi-o spune mie, spune-o Lui. Implică-L pe Domnul Isus Hristos și evită singurătatea. Apropo, de astăzi înainte, în general, dacă îl alegi pe Iisus, nu mai ești singur. Minciuna diavolului că ești singur, nu. Ești sub brațul lui Dumnezeu. În Biblie spune, încredințează soarta mâna Domnului. încrede în El și El va lucra, spune Biblia. Apoi, implică-L pe Iisus și unește-te cu oamenii Lui. Când vii la biserică, caută-L pe Iisus. În locul acesta caută-L pe Iisus. Biserica nu te transformă în sine. Doar să știi că în biserică este puterea lui Dumnezeu care se atinge de viața ta. Implică-L pe Iisus. Socializează cu oamenii credincioși și cunoaște-L pe Domnul Iisus Hristos. Mi-aduc aminte că oamenii credincioși m-au învățat cum să mă rog, cum să citesc Biblia. Nu știam nicio babă, eram cel mai analfabet în Biblie. Dar Domnul Iisus a avut răbdare cu mine și a avut, are răbdare și cu tine. Te eliberează El. Și bineînțeles, Implică-te în planul lui. Nu trăi viața fără sens. Implică-te. Biserica Philadelphia are diversitate de slujire, o mulțime, o gamă imensă de a te implica în activitatea Bisericii Philadelphia. Ne bucurăm, apreciem că doriți acest lucru, să o faceți, dar cu Isus, pentru Isus și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin?